Vladimir Putin, anunță Kant, ce a spus liderul de la Kremlin după ce a câștigat alegerile. Rusia nu îl sublinierea dore subliniere pe o nou cursă în armurii sublinierea va face tot posibilul pentru a rezolva diferendele cu alte state, aprându sublinierea în acela sublinierea timp interesele naționale, a declarat luni presubliniere dintele Vladimir Putin, potrivit Reuters. La o întâlnire cu oponenții pe care i-a învins la scrutinul de duminic, obținând un al patrulea mandat de presubliniere dinte, Putin a spus că Rusia sublinierea dore subliniere te un dialog constructiv cu partenerii săi internaționali, precizând ce sublinierea ei trebuie să facă acela sublinierea lucru sublinierea să respecte Moscova. El a dat asigur că Rusia sublinierea va reduce cheltuielile militare în 2018 sublinierea 2019, potrivit AFP, anunca Gerpres. Avem prevăzut o secedere a cheltuielilor militare pentru acest an sublinierea pentru anul viitor, a declarat Putin, adugând că acest lucru nu va duce la diminuarea capacităților defensive ale Rusiei. Vladimir Putin a câștigat duminică al patrulea mandat de presubliniere dinte, obținând 76,7% din voturi, la un scrutin despre care observatorii internaționali au spus că a fost lipsit de o real concurent. În vârstă de 65 de ani, Putin va domina cel mai probabil politica din Rusia pentru cel puțin în sublinierea sa ani. Ca presubliniere dinte sublinierei, pentru un mandat, ca premier, el se află la conducerea Rusiei de aproape două decenii.